mă, ce constrabat o să aici. Ce costă? 128 de la pui. Pentru mine e regulă, frate. Facem 22 de like-uri. Bam, vine și al doilea videoclip, frate. Dacă nu vă place și nu facem like-urile, înseamnă că nu, gen, nu vă place și nu merită să fac seria asta pentru voi, înțelegeți? Că nu vreau să vă plictisesc cu videoclipuri care nu vă placă. De asta vă cer anumite like-uri ca să văd dacă vă place și dacă măcar se apropie, mai încerc, frate, că poate nu. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit la un nou videoclip, fraților. Astăzi reacționăm la primele mele kill-uri de pe Fortnite și mai exact primele mele kill-uri făcute pe live, frate, adică poate mai fi mai jucat înainte, nu mai de. Dar acum ne-am teleportat în timp și suntem în sezonul 6, da? După cum bine vedeți aici. Și da, fraților, mie îmi place foarte mult ideea asta cu Fortnite-ul vechi, de a ne reîntoarce în timp și să vedem cum era Fortnite-ul, să vedem cât de noob eram eu. Asta o să fie super super, Caterin, că o să mă văd pe mine când eram la început în Fortnite și cât de prost jucam, frate. Bine, nici acum că joc mai bine, dar acum mai merge așa. Dacă mai vreți videoclipuri asemănătoare cu acestea, să ne întoarcem în timp și să vedem cum mergeau lucrurile pe live-urile trecute, în sezoanele trecute din Fortnite, să rupeți butonul ăla de like acolo. Dacă am face la acest video 22 de like-uri, poate să fie 2-2 acolo, ar fi extraordinar. Imediat dăm drumul la al doilea episod din această serie, că vreau să fac o serie și vreau să fie o serie foarte, foarte, foarte lungă și știu că vă place, frate, fiindcă e vibe-ul ăla de din trecut, vibe-ul ăla jocului vechi, unde era super, super forță, deci nu, mi-a plăcea mai mult gen acest joc înainte, era super forță. Cum facem 22 de like-uri la acest video? Imediat dau drumul la înregistrarea celui de-al doilea videoclip și vedem și acolo cum stă treaba. Hai să dăm drumul la acest live, fiindcă suntem un live mai vechi aici, da? Suntem la minutul 14 de live și pare că aici aș face primul meu kill din istoria live-urilor pe care le-am făcut de Fortnite. Hai să dăm drumul. Bă, dar de ce am luat armă? What, ce ziceam acolo? Ia să mă dau mai tare ea. Dar nu pot, asta e maximul, frate, mă aud prea încet. Aba, nu, pe live sau de ok, numai că aveam eu ăsta dat încet. Ia, l-am prins pe ăla în raza. Rocket launcher de la mă, frate, cu zi, cu dovlecul, cu alea, ok. Deci era de Halloween. Mamă, oh! Primul kill, Luca Slow Best. Luca Slow Best. Bă, pentru cine nu știe, înainte mă chema SkullVG pe, gen, pe YouTube și așa mi-am pus numele și pe Fortnite. Deci da, vreau să lămuresc asta pentru cine nu știe. Dăm drumul. Oh my god! Oh my god, pumpkin. Mamă, pumpkin, mi-am luat dovlecul. Oh my god. Ok, se pare că aici mai fac încă un kill. Incredibil, frate. Două kill-uri în același match, ești nebun. Ia, ce fac aici? Nu pot să sar. Ce fac, mă? Aaaa! Mi-a pus gen în porta fortul ăsta, ăștia puneau platforme sus și nu puteai să te urci pe ele, știi? Gen, nu știu dacă știți, acolo la ultimul etaj unde se făcea, dădea drumul așa, se lărgea ăsta, acolo puneau de obicei playerii care stăteau în el, puneau ălea și eu nu dădeam seama pe ce sar acolo și de ce nu mă aruncă sus, frate. Băga mea și cât piciorul de tare, cât de caterincă. Ia, stai că m-am supărat sau ce? Mamă, mă jucam cu gamerul. L-au bătut pe gamerul, ok. Bă, cine ți-a dat-o? Cine? Cine ți-a dat-o? What the fuck? What the fuck is this, my friend? De unde e săracul ăsta? Ia. Mamă! Mamă, dați reloarea, stat așa. Mamă, dați reloarea. De unde e săracul ăsta? Unde e săracul ăsta ce l-a înrupt pe săracul sărac? Ia uite ce construiam, fiți antena ea. Ia, cum iau eu loot-ul, fiți antena ea. Mamă, ce bun sunt. Cum iau unul blut-ul? What the fuck? Când treceam prin ele. Ăsta e bandaje. Dăm de ăsta. Eu nu știam ce e acolo, dar cred că eu uite un de ăsta, iete bandaje, că vedeam și eu de bandaje. Iete un de ăsta, iete un de ălaltul. Ok. Bandaje și are un sniper. Bandaje și un sniper. Hai să dăm ăsta. Ia uitați, fraților, aici ce v-am zis, sezonul 6, frate, sezonul 6, ia uite. În sezonul 6 cum era jocul, deci aici am apucat eu prima dată pe live de Fortnite. Bă, da. Eu mă jucam Fortnite, dar mă jucam rar de tot. Și mă jucam în sezonul, la sfârșitul sezonului 5 și acum ăsta e sezonul 6. Și aici, gen, mă jucam pe live cu băieții ăștia, dar nu cred că m-am jucat de prea multe ori, că sunt prea noob ca să mă fi jucat. Băi, nebun, ia uite aici, frate, ăsta e alt meci, din păcate meciul trecut l-am pierdut. Și acum am omorât 13 fucking zombie de ăștia. Eu mai știu cum era treaba cu omorâtă zombilor, era greu, nu mai știu dacă... Bă, și arăta jocul foarte, foarte bine, voi vedeți că nu avea pic de, nu știu, de noise pe ecran. Uite-te și tu, frate, înainte cum era jocul, sau nu, YouTube-ul, fiți antenă. YouTube-ul îți dă o calitate super proastă la live acum, dar nu știu de ce, care e treaba. E din cauza codecurilor sau ceva de genul, nu mai știu. Cum am căzut? Ok, cât a falling damage-ul mi-a luat aici, ăsta e alt match. Bă, dar nu pot să înțeleg, frate, că mă tot uit aici și nu știu ce. Ce mod de joc e ăsta?
Că gen aici scrie 47 de minute și 6 secunde. Și scade. Ce, joc, ce mod de joc era asta de ne jucam noi aici? Că nu înțeleg. Gamer, când vii și tu în lutele că ai început și... Care vorbește mă atât de mult? 47. Uite ce dădeam cu pump-ul, bă! Ce dădeam cu pump-ul, tată! Oh. Bă, ce ne jucam noi aici? M-a luat ăsta, streamerul ăsta. Ceva cu respawn. Băi, dacă știe cineva ce mod de joc mai era ăsta pe sezonul 6. Pare că ne băteam între noi, nu știu, pare că mă băteam cu cineva după live, cu abonați sau ceva, frate, că nu înțeleg care-i treaba. Dacă știe cineva, să scrie și mie în comentarii ce mod de joc era asta sau cine jucam noi aici, dacă nu era mod de joc. Ok, aici se pare că zboram liniștit. Bă, ce tare era Kevinul ăsta, bă. Mi-amintesc cât de tare era Kevinul ăsta, o ești nebun. Și unde mă duc, frate, ea? A, păi, uite, praf, bă, da, aici da. Jos, ea. Okay. Eu m-am mai jucat de două zile, mai știu să mă mai joc, măcar. Ia, uite, nu m-am jucat de două zile, mai știu să mă joc, ce scuze, bă. Ce scuze, băgam. Ia uite, mă, ăla trăgeam la mă. Nice, îl căutam cu privirea, dar ce dădeam, dar ce nu dă... Ah, uite, că dădeam cu arul. What the fuck? Hey, streamer. Ce streamer? Streamer! Uite ce le-am, mamă, mai dăm o dată replay-ul ăsta, fiți antenă aici, fiți antenă. Fiți antenă, ce bătaie am dat, 62, bă, când dădeau armele astea înainte, bă, frate, în cap. Uite că dădu ăla cu... Gălu. Mamă, 62, 66, 33, mamă! O dai? Unde ăsta dădă după mine? Mai dă cineva după el? După mine, de fapt. Mai dă cineva după el? Eram eu, bă. Ok, unde mă duc? What the fuck? Mamă! Shit. M-am murit ca ultimul unu balen. Să construiești. O să învăț. O să învăț. Dacă? Nu prea știu să construiesc așa ce. Ha, hai că. Eu auzi, nu prea știu să construiesc. Bă, dacă de liniștit eram, bă, să moară dacă nu se întrepenească. Hai de mai față, că să bată. Mai speră. M-am dus la ei? Nu m-am dus la ei. Oh, m-am dus pe ăsta. Ia. Mamă, o dai? Ce bacuri avea și jocul înainte? Dau acum damage și mi-arată că dau damage după 80.000 de aia. L-am bătut pe The Killer, yeeeey. Altul? Bă, dar ce dădeam? Bă, uite că dădeam bă, ăsta la depărtare, bă, că acum îmi dau seama de ce dădeam la depărtare cu el. Că dă foarte mult. Aaaaaa! Că femeie gravidă. Aaaaaa! Și n-aș... S-a mi-a intrat coșmarul în... Popou. Aaaaaa! Uite, frate, ce-i pândesc cu sniperul. Deja avem 4 kill, ești nebun aici, în dreptul tău. Ia. Dacă dau damage cu ăsta de aici, sunt boss. Eram boss, de fapt. 23, sunt boss. We are the champion. Ia uite-te, tata. Bif. Ia uite, bif. Ha-ha-ha, mișto vorba asta, o iau și una. Mișto vorba, bravo. Bravo, scule. Oh. Care mai dă? Unde dă? Mi-a dat de majul. Nu văd unde dă. Uite-l, bă, aici, în dreapta ta, în dreapta, acolo. Jos. Ah. Ba nu, stai, mă, bă, dă unde, bă, nu mai știu niciodată ce parte dă, mă. Da, eu atunci. Oh, ce e aia? Megafortul. Megafortul. Porta Fortress. Ia uite-l, mă, bă, văd eu că era pe aici. Bă, dacă-l bat pe ăsta cu o viață. Bă, dacă l-am apăsat cu o viață. Ia uite-l. Ia. Bă, dacă dădeam un hit, M-a luat. Mamă, la fix am aterizat când și-a luat la bătaie. Băi, mi-a spurat bătă. Ce dă la pământ, e ăla care mă bătu să... Înainte. 23 white. Mamă, ce i-am dat la streamer, l-am rupt în 13, din 14. Bucăt l-am rupt la streamerul. Dai cu streamerul. Cu Zniperinho. Zniperinho, iau. Cu Zniperul. Ce bolând eram să moară dacă nu. Uite-te în spate. Mamă, care mi-a dat-o? Mă, știa ce se întâmplă, dau pe lângă. Piu, 47 i-am dat. Sau cine a dat, 47 cred. Bă, dar ce fac? De ce mă plimb atâta? A bătut. Stat așa, că am aterizat. Mamă, uite unul acolo. Doi. Mamă, ăla l-a bătut pe ăla care trăgea eu. Și ăsta e white. Îi mai dau? Îi dau? Mamă, nu pot să trag cu pump-ul. Nu poate să trag cu pump-ul el, mă. De ce nu pot să trag cu pump-ul? Ah, cred că nu știa. Mamă, 66, dar aveam blum pe are, mâncați-ași gura ta. Aveam blum pe are, mă, mai la cabeza, parcă. Păi, ce ori mi-am luat. Dacă jucăm 4 contra 1 contra 3, să-și eu. Să-și eu.
Ia uite mă ce dau pe ăla, du-te bă, da, e aici. Mam. Falling damage, 13 falling damage. Hai că... Bă, ia spart armura, cu să-mi vedea înainte. Cu să-mi vedea înainte, frate, cum spărgea aia armura, uite-te. Ia, mă, ce costrea băiatul ăsta aici. Bă, ce costrea, ha, ha, ha. 128 de la pui. Ia. Wow. Bam. Ce mă bucuram, bam, ăla era. Ia uite altul peste mine. Ia uite costrea, mamă, ce faie capul meu, rupeam pe costrei. Ia uite tetat. Ia uite tetat. Ia uite tetat, ce costrea. Cum? Am luat-o. What the fuck, băiatul ăla cred că vrea să mă bage în trep sau ceva. Mamă, și bă, dar nu nimeresc cu ăsta de low, uite ce de Andrei. Ce-am dat? Hai să mai vedem, frate, și noi un kill. Păi și după închidem acest minunat videoclip. Sper să putem să-l facem și pe al doilea, frate, când să fac 22 de like-uri. Trebuie să facem 22 de like-uri, că altfel nu, altfel nu, frate. Deci am zis. Pentru mine e regulă, frate, facem 22 de like-uri, bam, vine și al doilea videoclip, frate, cu această serie, fiindcă dacă nu vă place și nu facem like-urile, înseamnă că nu, gen, nu vă place și nu merită să fac seria asta pentru voi, înțelegeți? Că nu vreau să vă plictisesc cu videoclipuri care nu vă placă, de asta vă cer anumite like-uri ca să văd dacă vă place și dacă măcar se apropie, mai încerc, frate, că poate nu. Dar dacă nu se apropie deloc și nici la jumate nu e sau nu trece de jumate deloc, nu mai, frate, nu mai, că n-are rost, știi? Înțelegeți ce vreau să zic. Oare aici? Mamă, uite-te în blumb, măcar aveam blumb pe are, frate. Dacă n-aveam pal ceva. Ia, mamă, ce construiește băiatul ăla. Mamă, tu și să și construiești. Ia, uite, mamă, tu și să și construiești. Ce zici? The fuck? Cu cine mă bat acum? Cu tine? Da. Zic că știi să și construiești. Ia. Bă, măcar aveam blumb pe are, să mor. Ia uite, uite, ce rătutit eram, trăgeam pe și ăla era jos. Ia. Cât de cât. Ce modest era băiatul ăla, cât de cât. Nu știu cine era băiatul ăla, dar în fine, nu mai știu cine era. Dacă te știi, frate, și vezi videoclipul ăsta care ești, pune și mie, scrie-mi în comentarii că eu sunt. Ia, mamă, ce costă, mamă, am pus cară, ești, fai de capă, ia. Mamă, ba, repam pe cap. Iu, iar pe trac pe lângă, iu. Piu, mamă, bă, cum n-a fost ăla hit, frate? O, l-am prins la ananghie, pe antenea. Uite, eu uite, mă sare cacul pe oare. Mamă, dar dau cu areu, bă, mâncați aici gura ta, bă. M-a las la din două. The Hider. O, dai. Fraților, cum am spus, dacă se fac 22 de like-uri sau măcar se apropie de suma asta de 22 de like-uri, o să continui cu această serie, că nu vreau să vă plictisesc cu serii care nu vă plac. Așa că dacă mai vreți, frate, seria asta și vă doriți din suflet să mai vedeți cum a fost Fortnite-ul în sezoanele trecute sau să vă reamintiți dacă îl știți, frate, sau a jucat în sezoanele alea, să rupeți butonul de like, faceți și noi măcar 22 de like-uri ca să dăm drumul la următor videoclip. Subscribe și clopoțelul cei care sunteți noi să vă abonați la acest canal cu toate notificările pornite, frate, să activați clopoțelul acolo, că e foarte important clopoțelul. Nu uitați să dați un share, să vadă și prietenii voștri, nu uitați să lăsați un comentariu, secțiunea de comentarii, să spuneți părerea voastră despre această serie. Eu am fost Rusu și ne revedem la următorul videoclip. Pa, pa!